El era unul dintre pacienții care erau scriși pe listă. Asta am înțeles. Ne spunea că doar când are șanse, că să vedem. Atâta ne-a zis, ia-mă acasă. Când l-am dus la morgă, acolo foarte mult, vreo 5-6 persoane care muriseră în ziua respectivă. Luminița Militaru este soția lui Marian Militaru, pacientul de 54 de ani, mort pe 4 aprilie în spitalul Pantelimon. Despre el, procurorii spun că a fost ucis de doctorițele de la ATI, care au scăzut nu odată, ci de două ori intenționat doza de noradrenalină. A intrat la terapie intensivă, 3 zile mi-a stat în comă. Când a ieșit din comă, nu vorbea concret, dar vorbea prin semne. Mă cea lângă el, știa, mă strângea de mână că sunt acolo, începea să plângă. Asta s-a întâmplat pe la 1:30, pe la 3 ceva ne-a anunțat că a murit. Procurorii spun că Marian Militaru a fost victima medicului poreclit de asistente și infirmiere, drept doamna cu coasa. Potrivit referatului, pe 26 martie, bărbatului erau administrați 15-20 de mililitri de noradrenalină, ca să-i fie menținut o tensiune la valori normale. La prima scădere bruscă, la doar un mililitru, tensiunea s-a prăbușit, până la limita decesului. Bărbatul a fost salvat de o asistentă, care a observat ce se întâmplă și a modificat, fără știrea medicului, doza la 7 mililitri. Pe 4 aprilie a avut loc, spun procurorii, al doilea declin, de gardă, aceeași doctoriță, doamna cu coasa. Doza de 20 de mililitri de noradrenalină a fost scăzută brusc din nou la 1 mililitru. Bărbatul a intrat în stop cardiorespirator și a murit în mai puțin de o oră. În momentul în care ai modificat rata de perfuzie, într-un interval de câteva minute, vom vedea și efectul, fie că este unul pozitiv de creștere a tensiunii arteriale, fie că este unul de scădere. Un om nu poate trăi cu tensiune 4:3. În secția ATI de la Pantelimon ar fi fost 20 de decese suspecte în doar 2 zile. A început să facă curat în saloane, că s-a eliberat un salon și zic, cum s-a eliberat un salon? Adică au murit toți, au murit toți pacienții. Păi cum naiba au murit ăia așa? Păi nu știm, căci că M și M opresc, mi-au zis asistentele că opresc suportul vasopresor. Noradrenalina? Da, o opresc, da. Scandalul are efecte în lanț. Bolnavii, chiar și în stare gravă, refuză acum să fie internați sau operați în spitalul Pantelimon. Un pacient a plecat din terapie intensivă pe semnătură. Am avut pacienți cu abdomen acut, cu vezii chirurgicale de urgență sau urgență amânată. Pur și simplu semnează în foaie, refuz internarea, refuz operația. Le spunem de multe, foarte multe ori, dom'le, este posibil să ajungă la deces. Cele două doctorițe de la ATI sunt arestate preventiv pentru omor cu premeditare, măsură pe care deja au contestat-o. Asistenta care a făcut denunțul este plasată sub control judiciar pentru mărturie mincinoasă. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.